Chiar dacă s-a jucat pe o temperatură ridicată, mai ales că fluierul de start s-a dat la ora 17, cele două echipe au oferit o partidă frumoasă. Ambele combatante au avut ocazii de gol, dar în cele din urmă niciuna dintre ele nu a reușit să facă diferența. Singura reușită a Buzăului a fost semnată în debutul celei de-a doua reprize de Ecolo, mijlocașul camerunez fiind de altfel unul dintre remarcații presezonului. Tot el reușise și golul prin care FC Buzău a reușit să treacă de Petrolul în weekend. Din păcate, elevii lui Cristi Pustai nu au reușit să bifeze încă o victorie, Aerostar egalând în minutul 55. Avram David Ghinga, Victor Schimondragon, Cârstocea, Ciobanu Ecolo, Oltean, Chicăroșă, Toma a fost primul 11 aliniat de Cristi Pustai pentru partida de ieri. Sâmbătă, FC Buzău va disputa un amical cu Șomuz Fălticeni. Partida se va juca pe arena din Crâng de la ora 17, fără spectatori.